Bună, în clipul de astăzi vreau să vă prezint o comandă de pe makeup.ro. Mi-am achiziționat câteva produse de îngrijire personală. Aceasta este cutiuța, voi scoate produsele și vi le voi arăta. O mască pentru ten de la Eveline Cosmetics. Este masca cu lime și portocală, ceva de genul acesta. Aici scrie. Ea arată așa, aici este transparent și se vede lichidul din el. Este așa, ca un fel de geleu. Abia aștept să o încerc și are 10 ml, cred. Doamne, arată demențial. Abia aștept să o pun la treabă. De la Ziaja, o mască pentru ten anti-stres, varianta de 7 ml. Un deodorant tip săpunel de la Dove cu aromă de pere. L-am mai avut și în trecut și îmi place foarte, foarte mult. Ține și destul de mult. O să vă arăt și cum arată. Este tipicul săpunel și miroase super, super bine. Și se închide așa de aici. El are 40 de mililitri. Și tot din gama aceasta de la Dove am achiziționat și pe acesta împotriva 100 de pete sau 100 de culori, Invisible Dry. Pe 100 de culori nu va ieși acest deodorant, deci nu va păta. Tot la 40 de mililitri și arată la fel ca celălalt. Merge un picuț mai greu acesta, este tot așa. Și miroase destul de pinișor. Chiar miroase bine. Nu știu sigur dacă l-am mai avut. Eu țin minte că l-am mai avut ori pe acesta, ori pe unul cu roz. Așa, acum s-a închis. O fel de noutate ceva la ei este acest șampon uscat cu miros de cireșe în varianta de 75 de mililitri. L-am luat pentru a-l încerca. Ia uitați, se aude ceva, trebuie pur și simplu zbătut. Are o biluță. După să dăm cu el. Îl încerc acum aici. Vreau să-i văd mirosul. Vai, ce frumos miroase, miroase demențial ca gelul ăla de duș de la Avon. Chiar miroase fain. Abia aștept să îl încerc și dacă o să fie bun, îl voi achiziționa în varianta mare. O sare pentru picioare. Este aceasta de la Bilgelon, ceva de genul acesta. Varianta de 500 de grame. Am avut-o și mi-a plăcut foarte mult. Este al treilea borcanel care îl achiziționez. Arată așa. Și miroase foarte, foarte bine. Doar că mi se pare că ăsta nu miroase chiar așa puternic ca cel care îl am. Tot în gama de săruri pentru picioare. Am acesta cu pin și eucalipt la 1000 de grame, adică 1 kg. Am 1 kg de sare pentru picioare. Arată așa, este mai fină. Și chiar miroase foarte tare a brad. Deci o să am sare de picioare destul de mult. Tot în gama de săruri, dar de data aceasta pentru corp, am pe aceasta, care miroase foarte, foarte bine a portocală și guarania, văd că scrie aici. Este la 700 de grame. Eu am avut-o și pe aceea cu iche, ceva de genul. Arată așa și miroase a clementine. Mie așa mi se pare că miroase a clementine.
sau acoajă de portocală rasă, abia aștept să o folosesc. Chiar îmi place foarte mult și tot din aceeași gamă mi-am achiziționat-o și pe aceasta cu greyfurt și rosemary, care arată destul de bine și ea, varianta ei fiind de 700 de grame și miroase demențial, parcă miroase mai fain decât cea cu portocale. Arată așa. Eu mai mult pentru sarea de baie și pentru sarea de picioare am făcut comandă. Și comanda am dat-o și special pentru acest sare praf pentru albirea dinților. La 75 de grame. Am cu portocale și mentă. Cu mentă. Cu portocale și mentă. Și aceasta tot cu portocale? Cred că da. Și cu zmeură. O să desfac până, să știți că se desface foarte, foarte greu. Revin. Am desfăcut-o, ea arată așa și este foarte bună. Cel puțin pe mine nu mai am acea sensibilitate la gingii de când le folosesc. Le-am avut pe toate, în trecut mi-a plăcut foarte mult. Și ultimul produs este acest scrub pentru corp cu pere asiatice și papaya. Am desfăcut-o că eram super curioasă cum arată. Arată așa. Doamne, arată demențial și miroase perele alea faine de la Pedi. Deci miroase super, super, super fain. Gramajul ei fiind de 225 de mililitri. Dar arată demențial. Abia aștept să o folosesc. Aceasta a fost comanda mea de pe makeup.ro. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat clipului meu și până data viitoare să ne auzim cu bine. Dacă aveți întrebări, vă aștept întrebările în comentarii și vă voi răspunde cu drag. O seară bună sau o zi bună, depinde când vă uitați la clipul meu. Pa, pa!